președinte Klaus Iohannis. S-a dezmoțit un pic, s-a dezmoțit un pic președintele României și a reacționat în legătură cu ce se întâmplă. Da, și a tresărit tot internetul pentru că și-a dat seama că așa ceva nu se mai poate și mai mult decât atât, nu va tolera o astfel de speță. Nu va tolera o astfel de speță. A pus mâna pe Facebook și a început să tragă președintele României aflând că a fost clasată speța 10 august. Aflând că a fost clasată definitiv acum două zile. În doar 48-72 de ore președintele Klaus Iohannis a reacționat. Bine, brusc. Speculația ta e că a reacționat acum. Ideea e că el s-a apucat să scrie acum două zile când a aflat. De dar două zile scrie la astea 5 acest rânduri. Roman fluviu va necesita câteva zile pentru a fi pus în pagina așa cum trei corespunzători. Cert e că astăzi Klaus Iohannis a avut în sfârșit un punct de vedere și are un punct de vedere foarte clar să se rezolve. Să se rezolve, căci așa nu se mai poate. Să se rezolve, domnule. Cam asta e ideea domnului președinte Klaus Iohannis, care trage un semnal de alarmă în legătură cu chestiunea aceasta. L-am auzit ieri și pe domnul Câțu spunând aici că, domnule, o să vedem că nu rămâne așa. Nu rămâne, nu rămâne așa. Am văzut cât interes a existat de când a fost preluată guvernarea pentru clarificări ce puteau fi făcute în Ministerul de Interne, în Parlament, într-o comisie de anchetă. Solicit ministrului de justiție, ministrului justiției să explice public de urgență cum s-a ajuns în situația ca dosarul vizând evenimentele din 10 august 2018 să fie clasat. România au tot dreptul să știe cine sunt vinovați. A, cine sunt cei vinovați? Cine sunt cei vinovați de actele de violență împotriva manifestanților pașnici. Lucrurile nu se pot încheia aici sub nicio formă. Și de aceea am cerut ministrului justiției și ministrului de interne să găsească soluțiile pentru ca adevărul în legătură cu 10 august să fie aflat, iar cei responsabili să răspundă. Deci Klaus Iohannis, președintea României, a cerut astăzi, deci 4 martie 2021, miniștrilor justiției și respectiv internelor, să facă tot ce stă, tot ce le stă în putință pentru ca adevărul să fie aflat. El era președinte și în 2018 și are niște miniștri cu care poate dialoga de vreun an de zile. El acum le-a cerut, acum că ne-a mai liniștit cu pandemia asta. Acum când? Când e clasat definitiv dosarul. Acum când? Acum când nu mai contează decât la nivel simbolic. Adică... Deci acum când justiția a spus și gaia mai gata, mă, cu pretențiile voastre, lăsa jandarmeria în pace, cinstelor jandarmilor, pe principiul minerilor, acum s-a trezit Klaus Iohannis că nu e normal așa ceva. Bună dimineața, domnule președinte. Păi aștepta Răzvan să vadă care e cursul. Poate că cursul era cursul favorabil evenimentelor, cursul leu euro. Așa și leul, președintele leu, a ieșit acum la rampă aflând această veste deznădujduitoare. Dar, uite-l și pe Emanuel Ungureanu, Răzvan. Uite-l și pe Emanuel Ungureanu spunând ceva ce am sesizat și noi anterior. Nu e ca și cum a descoperit domnul Emanuel Ungureanu vreunul dintre misterele universului. Critici dure la adresa Klaus Iohannis. Critici dure la adresa președintelui Iohannis și pleacă și v-ați întrebat de ce legătură are președintele României cu acest deznodământ al dosarului și vine domnul Emanuel Ungureanu și vă lămurește. A numit-o pe hostul la șefia de ICOT. Rușinos! Shamlos în limba germană. Da. Mă rog, nu știu ce am încercat să citesc, că nu e zona mea de competență. Președintele Iohannis, care a numit-o pe Elena Georgiana Hosu în fruntea de ICOT, este responsabil direct din punct de vedere moral și politic de trântirea dosarului 10 august, spune acest domn Emanuel Ungureanu. Pervers în stil pesedist, cât de urât, daună totală. Domnul Iohannis îl roagă pe actualul ministru al justiției să lămurească problema clasării dosarului 10 august. Domnul Iohannis mai bine mergea la schizirele acestea. Îl invit pe domnul Iohannis, pe care l-am votat, să citească această mărturie a unui cetățean mutilat în 10 august 2018, a scris Ungureanu pe Facebook. Și acum, sigur, domnul Ungureanu, într-un limbaj bombastic, un pic bilingv, aproape aș putea spune, că luăm în calcul acel cuvânt în germană, dăunător liniștii sufletești a președintelui, că ce-l numește pesedist, aproape ca stil, spune o chestiune adevărată. Domnul Klaus Iohannis, în ciuda unor puncte de vedere relevante, și dacă nu mă înșel chiar a avizului CSM, a decis ca acest DICOT să fie condus de doamna Hosu. De ce? Pentru că așa vrea el, cum zicea Gigi Becalin. Pentru că de ce? Mă bazez că așa vreau eu. S-a bazat că așa a vrut el. Și acum, iată, DICOT, piticot, n-a înfăptuit actul de justiție așa cum ar fi trebuit. Aș mai adăuga în ciuda dosarului Caracal. Că, practic, era precedentul. Precedentul eveniment prin care a trecut doamna Hosu. Și acum e dezamăgit. Dar avea alte așteptări, dar când o planetă întreagă, planeta de bună credință, îți spune că nu, lângă
mai în spate, mai în față, nu acolo, nu cauți acolo soluțiile? Și tu mergi așa frumos de tot ca un motor diesel. Cât diesel. O mai fi diesel, voie da, motorul diesel? Cât mai e voie, în continuare, mai e da, voie. Da. Așa ca un motor diesel pe drumul tău. Ce pretenție? Ce pretenție? Vreau urgent lămuriri. Păi lămurile sunt simple. Un pensionar, un aproape pensionar, încă în procuratură, a clasat dosarul și a fugit să-și încaseze pensia special. O judecătoare de la Tribunalul București i-a citit istoricul. O doamnă care anulează tot felul de interceptări. Nu, asta nu ne interesează. Nu, nici asta nu ne interesează. O doamnă anulatoare de interceptări a decis că dosarul așa rămâne. I-a pus așa crucea, a făcut din palma dreaptă și s-a rezolvat problema. Închis. Bun. Și acum, haideți să vedem ce se poate face. Păi ce să se mai facă? Că justiția e liberă, independentă și nu poți deranja nici o floricică. Ei, acum, mai ales în luna martie. Petrecerea vine din faptul că la acest deznodământ se asociază, vă dați seama, în mod festiv și nu știu, protestatarii Partidului Social Democrat, Oana Lovin, tot felul de ăștia care se ambalează acum cu ocazia aceasta și vin și spun, da, ne alăturăm și noi, protestul rezist, justiția e o problemă, hâtare și așa mai departe. Am auzit eu astăzi pe parcursul zilei, da, vom face un protest împotriva justiției împreună, pentru că nu-i normal ce... Noi am atras atenția, de când spunem că în justiție nu se întâmplă lucruri în regulă? Și acum, uite-te și tu, Răzvan, în ce situație s-a ajuns cu această întâmplare. Bun, odată cu această întâmplare, de înglumim în incintă și mergem către domnul Florin Câțu, care trecut pe aici, pe la noi, am stat de vorbă și în afara emisiunii, două, trei întrebări am mai putut să punem și să mai în legătură cu situația din România. În legătură cu situația din România, vă spunem că pandemia începe ușor, ușor să acapareze din nou. Sigur că dacă te uiți pe România TV, urmează măsuri fără precedent. Deci există aceste titluri bombastice, acest fel de a ambala, lucrurile. Dacă te uiți, dar de ce te-ai uitat? De ce te-ai uitat? Da, corect. De ce te-ai uitat? Da. După aia vin oamenii și se plâng. Dom'le, presa are obiceiul ăsta, presa, obiceiul ăsta, idiot, pur și simplu. Da. Lasă-mă și cu televiziunile de știri. Lasă-mă, care tot ambalează televiziunile de știri. Pe Taraf News TV non-stop, după aia aveți o părere proastă despre presă. Să fii serios. Da. Ei sunt pe România TV, unde e vocea aia panicată permanent, în stare de ei panică. Sunt pe Folklor News acolo. Folklor da, totuși e ceva frumos. Taraf da, News, o paranghelie de știri, dar după aia ești nemulțumit că nu e suficient de calitate. Păi umblă, Doamne, iartă-mă. Uite, la Bună România, la B1 TV, aflați că nu vor fi niște măsuri foarte severe în viitorul apropiat. Da? Mă rog, dați pe România TV și vine calamitatea. Bun, hai să încerce domnul Câțu. Anul trecut, când aveam 10.000 de cazuri pe zi de persoane da, pozitive, am spus foarte clar că vreau să nu avem, să închidem economia. Da. Este vital pentru noi să rămână economia deschisă, pentru că doar așa putem să plătim pentru costul pandemiei. Deci avem nevoie de oameni sănătoși ca să meargă economia, dar avem nevoie de economie sănătoasă ca să putem să îi menținem pe oameni, să plătim pentru pandemie. Deci cumva ele sunt legate una de alta. Nu cumva, sunt legate una de alta. Deci vom menține și cred că am învățat să păstrăm economia deschisă și în pandemie. Vă spun, anul trecut a fost greu. 10.000 de persoane pe zi era complicat. Cred că știm să gestionăm această situație acum. Nu, nici vorba nu se va ajunge la loc. Dacă ar fi să apreciez totuși ceva la domnul premier Câțu, așa, din aerul pe care l-am dedus din felul său de a fi... L-ați respirat împreună? Din aerul ăsta respirat împreună pe parcursul unei ore, mare un soi de relaxare care nu e jucat. Deci, bine, o avea și Orban. Acum hai să ne aducem aminte că și ăsta era tot la fel de calm. Adică nu era într-o stare de panică, să zici și în legătură. Nu, dar Ludovic, Orban cred că este cel mai calm politician, da, pe care l-am văzut. E mai calm chiar și decât Klaus Iohannis, în sensul bun calm, chiar și decât Klaus Iohannis, care nu e un om calm. Doar un om lent, dar nu e calm. Deci Klaus Iohannis nu e un om calm. Nu știu dacă poate păcăli pe ceva care are o calmitate. Nu, calm e Ludovic Orban. Și asta, da, demonstrează o siguranță de sine în cazul președintelui PNL, și pe acum... care lumea a interpretat-o greșit într-o primă etapă. Lumea avea senzația că, dom'le, eu, uite, de depășit, trăiește în altă lume. Nu, pur și simplu trăiește în lumea asta, dar fără să fie isteric, ceea ce cred că l-a ajutat să conducă România prin guvern într-un moment în care era, cum să spun, lockdown, carantină, era isterie. Era totală, vă aduceți deci, aminte că se punea... Într-un an isteric, ai avut nevoie de un premier care să nu fie deloc isteric. Trebuie să ne aducem aminte, Răzvan, cum se făceau lucrurile. Sigur că la noi în emisiune nu se făceau așa, dar până în alte televiziuni lucrurile funcționau în felul următor. Îi se punea o întrebare domnului Orban și urmează din nou un lockdown al României, vom intra din nou în lockdown și Ludovic, nu se pune problema de așa ceva. Titlul care reieșea din acest eveniment. Premierul României vorbește din nou despre lockdown. Păi ați întrebat, mă! Deci omul n-a venit chiar
și v-a spus, haideți să vorbim despre lockdown. Nu, i-a spus o întrebare, el a spus că nu și concluzia voastră este că, domnule, ceva lockdown o să fie. Doar, vă dați seama că, până la urmă, au dreptate și ăștia cu corona scepticismul lor, care vin și spun că televiziune, dar depinde la ce televiziune te uiți totuși. Adică, cât de cât trebuie să faci o conformitate a lucrurilor. Bun, acestea fiind spuse, nu va fi, probabil, în anul acesta lockdown în România. Nu ne mai permitem financiar. Nu se pune problema carantinării. Asta am înțeles noi din discuția cu premierul Florin Câțu. Asta e și atitudinea liberalilor încă de dinainte de alegeri, că nu se poate vorbi de un lockdown, chiar dacă există insule de opinie separată prin teritoriu. Am văzut primarul Timișoare, domnul Dominic Fritz, vorbește despre o carantinare la nivelul întregului județ. Președintele Consiliului Județean din Timiș îl refuză discret, spunând că nu, așa ceva nu se va întâmpla. Deci sunt curente și opinii, dar asta nu înseamnă că dacă rata de incidență nu va fi din nou una crescută, nu vom asista la noi măsuri de restricție, fără să avem lockdown sau carantinare. Fără lockdown, fără carantinare, noi măsuri de restricție, asprirea unor măsuri de restricție, cam despre asta ar fi vorba. Închiderea probabil localilor la interior, dar asta presupunând, sigur, nu e chiar o decizie fericită, dar nu, asta presupunând și că vremea va ține cu românii, cum se zice la știri, va ține cu românii, probabil că se vor folosi terasele, ceea ce va surmonta un pic din această deficiență. Probabil că va... Nu știu, se pot întâmpla măsuri de genul acesta. Mai mult de atâta nu se va întâmpla. România nu-și permite lucrul ăsta. Poate că în alte țări au și o eficiență în măsurile astea pe măsură ce pandemia evoluează. Dar în România, și dacă ar evolua, nu ne permitem financiar chestia asta. Nu sunt nebuni oamenii ăștia care... Problema e că autoritățile, ca și anul trecut, sunt în aceeași situație de a fi lipsite de credibilitate când promovează portul măști, distanțarea fizică și interzicerea petrecerilor, și tu ai o știre cu o paranghelie dintr-o unitate de jandarmi că se pensiona de un comandant. Și așa e, mă, că a fost șeful lor și trebuie să înțelegem. Trebuie să înțelegem nimic. Eu chiar cred că în aceste momente e nevoie de o discriminare pozitivă a cetățenilor care nu reprezintă statul în cazul unor încălcări. Da. Am văzut, o mi-a rămas ca sub nas, nu știu ce. Și o discriminare negativă a oamenilor în uniformă când încalcă legea. Polițiști, jandarmi, polițai comunitari și toate cele. Înțelegi? Deci eu chiar cred că în aceste momente e bine să facem o separație între cetățeanul care nu respectă perfect legea, o respectă, dar o respectă cu masca sub nas și, bineînțeles, ar trebui sancționat, dar nu călcat în picioare, cum au existat cazuri, și polițiștii pentru care găsim, și Ministerul de Interne în general, pentru care găsim înțelegere. Înțelegere îngăduită. S-a pensionat șeful lor, mare lucru. Domn comandant. De-aia o să murim noi, că s-a pensionat și am făcut și noi o mică petrecere. Înțelegeți? E o mare problemă și l-am ironizat pe Shelly, care e un puș de 19-20 de ani, care și-a adus un manelist ca să-i crească un pic cota pe YouTube. Asta e, un businessman, un junior businessman. Pare rău că gândești așa. Dar ce, doamne, iartă mă fi? Așa, că nu-i spirul care, chiar dacă a intrat el un pic pe reforma educației. Dar aici îi înțelegem, domne, pentru că știți, între jandarmi se creează o legătură, lucrând împreună, comandantul lor, o figură paternă. Nu! Nu, 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 nu. Mie aici mi se pare că aici trebuie să se intervină în forță împotriva angajaților Ministerului de Interne, care, atenție, în primul rând, vorba lui Raiș Bogdan, au făcut capul mare de când era Vela numărul 2 în țara românească, Moldova și Transilvania, au senzația că și ei sunt foarte importanți, sunt supracetățeni, și iată îi convin ei și hai ne amendează când nu știu ce nu facem corespunzător. Jandarmilor. Și ei, na, sărbătoresc în număr mare pensionarea șefului. Paranghelia jandarmeriei. Ia să vedem. Distracție mare pentru angajații grupării mobile de jandarmi Burebista din Brașov. La finalul lunii februarie, aceștia au organizat o petrecere de pensionare pentru unul dintre colegii care urma să treacă în rezervă. Zeci de jandarmi au uitat complet de regulile de distanțare socială și și-au întâmpinat colegul de breazlă cu muzică, șampanie și confeti la terminarea turei. Jandarmeria Brașov a anunțat că va face o comisie pentru a verifica acest incident. A stabilit o comisie pentru a verifica lucrurile care s-au întâmplat și pentru a lua măsurile legale care se impun. În urma verificărilor, comisia a stabilit faptul că s-au încălcat regulamentele interne și prevederile legale referitoare la măsurile de protecție sanitară.
urmând a se stabili sancțiunile ce vor fi aplicate în funcție de gradul de vinovăție al fiecărui participant. Păi da, bineînțeles, doamnelor și domnilor. Credeți că îi tolerează așa ceva, astfel de a abate de la reguli? Păi o să fie o anchetă. Va fi o comisie, în primul rând. O să fie comisie. O să fie comisie după aia, la comisia de anchetă. Va fi o comisie la nivel local, da? Aferentă jurisdicției județului Brașov. După care la nivel național. Și se va merge până, chiar, până la o comisie ministerială, care sigur va dispune o serie de sancțiuni. Ai văzut că și domnul Câțu ne-a spus ieri pentru ce s-a întâmplat la când Constanța. Credeați că am dat afară un pompier care, vă dați seama, era vinovat. Am văzut că l-a dat afară. Deci mi-a luat câteva secunde, că știi, noi aveam multe întrebări și dânsul are răspunsuri prea lungi. Și mă, și ne zic, stai de mine. Încearcă să ne spun, gata, am rezolvat, l-am dat afară. Te-a murit o femeie la etajul 6, da, l-am dat afară. Așa da. Și aici. Probabil vor fi sancționați disciplinar, 15% din salariu, poate 15% e mult, dar 5%, sigur, pe o perioadă de 5%. Două luni. Nu, domne, nu! Închide sectoare de activitate, suntem închiși în case după ora 23, din motive bine întemeiate, ni s-a explicat, suntem oameni educați, respectăm normele, stăm distanțați la mese, râdem de Shelly că a adus un manelist din, dintre preferații YouTube-ului și și-a chemat mai mult de X persoane câte ar fi avut voie aferent spațiului în care s-a desfășurat, dar aici vom constitui o comisie. Ați constituit o comisie, n-ați intrat cu mascații peste ei, nu i-ați spus la podea, nu i-ați încătușat, luați la pe domnul jandarm care se duce, jandarm șef care se duce în pensia specială, liniștit, îi dați o amendă de 6.000 de lei și lui? Păi nu mi se pare normal. Păi am văzut polițiști locale, am văzut jandarmi și am văzut polițiști adevărați, extrem de agresivi cu cetățeni care fie aveau masca prea jos pusă, fie nu aveau deloc. Aspri! Aspri! Dar severi! Bineînțeles! Și aici se va constitui o comisie pentru că noi nu tolerăm așa ceva. Aici o secție de jandarmi, o unitate de jandarmi, paranghelie, stăteau se unii lângă alții. Am înțeles o altfel de explicație, nu, că noi toți suntem testați. Păi și aia de la Shelly erau toți testați. A prezentat omul testele, a arătat, domnule, am testați, dar legea nu spune. Domnule, legea că aveți voie să faceți încălcare. Că nu, dar noi suntem și vaccinați, dar nu interesează pe nimeni. Aveți senzația că s-au redeschis toate facilitățile pentru persoanele care... sunt fie imunizate prin boală sau adică sunt testate? Legislație paralelă după care funcționează ei, nu? Adică avem uite, eu am imunitate asta? Post-COVID pentru da. Că am avut boala asta. Nu m-am ai vaccinat încă pentru că îi las pe unii să se vaccineze, că am înțeles că da. Nu avem chiar atât de mult vaccin pe cât ni se spune. Și aici că eu aștept, că eu mai am imunitate. Da. Nu mă îngrămădesc ca primarul Ciucu la vaccinare. Așa, băiat tânăr. Eu n-am scutire de la ora de închidere de pe străzi. Eu doar la ora 23 trebuie să fiu în casă. Înțelegeți? Și eu și toți ceilalți vaccinați, nevaccinați, imunizați. Nu există scuze pentru paranghelinile între imunizați în schimb, sau vaccinați. În schimb, dar pentru jandarmi constituim o comisie. În schimb, există această asprime despre care vorbeam în legătură cu ceilalți cetățeni. De exemplu, acum la nivel școlar, există pe detaliu acesta, pe această chichiță, un scandal întreg dacă să poarte elevii la ora de sport mască sau să nu poartă. Vă dați seama că, mai, ca de obicei, tabelele sunt în felul următor. Ministrul învățământului zice, domne, când o îngămeam, zice, domne, nu știu dacă e atât de necesar, nu știu, domne. Ăsta la altul. El e mai pesedist, așa, oricum toată viața. Bă, dar nu el vine pe filiera pesedistă. Are legătură cu pesedismul? Da, eu cred că are. Atitudinea lui generală e de, haideți, domne, pare așa. În lume, în general, la ora de sport, la ora de sport există această... această decizie de a nu se purta mască, mai ales, mă rog, dacă ora de sport are loc în aer liber. Domnul Buzean. Da. Domnul Câmpeanu de la început e așa, el e, haideți că oameni sunt, haideți că nu știu. Că știi că la un moment dat el e atât de relaxat, că devine rezonabil și Voiculescu când e exagerat. Știi că aia cu mărțișoare, haideți domne, acum nu mai putem să dăm mărțișoare. Îl văd așa genul, haideți domne, s-a pensionat omul, nu mai puteam să fac. Nu, dar la mărțișoare era clar ce trebuia să se întâmple. Am înțeles la mărțișoare ce era trebuia incrimina traficul. Deci puteai consum pentru consum, dacă te prindea, eu așa aș făcut dacă eram voi curios, dar mă rog, asta e, dacă te prindea cu 30-40 de mărțișoare, era clar că vrei să faci trafic. Dacă te prindea cu 2-3 mărțișoare, era consum propriu, era în regulă, mi se părea, domnule, pentru uz personal. Ok, aia da. Bă, traficul trebuia, eu așa aș făcut percheziții aspre în școli pe mărțișoare, dacă eram voi curios. Dar, mă rog, asta ai văzut că omul a se dat un citat din Biblie, ne-a luat cu Biblia, mă rog. Dar, apropo de asta, hai să vedem ce se întâmplă cu problema asta, cu măștile la orele de sport.
Purtatul măștii la orele de sport a ajuns subiect de controversă între Ministerul Sănătății și cel al Educației. Vlad Voiculescu nu vrea să audă de renunțarea la măsură în ceea ce-i privește pe elevi la orele de sport. Medicii însă trag un semnal de alarmă și spun că urmările pot fi chiar tragice. Deci un efort fizic nu poate fi făcut cu masca suprapusă. Există riscul ca acești copii în contextul unui efort fizic intens să aibă alte hipoxie cerebrală, deficit de oxigenare la nivel cerebral, ca să fiu mai clar, în așa fel încât se pot întâmpla sincope, stări lipotimice, accidentări. Specialiștii cer să se facă mai multe teste în școli. Până acum, din cele 1.000.000 de teste rapide puse la dispoziția unităților școlare, au fost efectuate doar 4.000. În clipa în care a scăpat un copil în colectivitate cu coronavirus, vă dați seama că și ceilalți sunt infectați. Dar ca să nu ajungă acolo, cea mai sigură metodă este, evident, testarea. Această testare, mă uitam și eu la numărul de teste efectuate de către Ministerul Sănătății în școli, este ceva de noaptea minții, 0,34%. Și ministrul Educației Sorin Câmpeanu spune că poartă discuții cu Vlad Voiculescu pentru a găsi soluția optimă în această problemă. Acesta spune însă că, pentru început, o variantă ar fi ca orele de sport să se desfășoare în aer liber. Este în curs și această discuție. Deocamdată s-a stabilit și avem răspunsul Ministerului Sănătății, conform căruia pentru activitățile sportive care se desfășoară în aer liber, purtarea măștii este opțională, dar se recomandă păstrarea distanței de minimum un metru. Este deja un pas important. Declarația lui Sorin Câmpeanu vine în urma adresei primite de către Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu, în care susține ferm că la orele de sport în sală, elevii trebuie să poarte mască. Și asociațiile de părinți, dar și sindicatele din învățământ, au făcut solicitări către Ministerul Sănătății pentru renunțarea purtării măștii la orele de sport. E încurcată chestiunea, vă dați seama că de obicei există foarte multe puncte de vedere. Acum Ministerul Sănătății are această anvergură a profesioniștilor. Noi suntem profesioniștii, o avem acolo pe doamna Moldovan, care taie și spânzură și vine cu asprim de genul acesta. Nu e adevărat, că la mărțișor se punea problema dacă se mai transmite virusul de pe suprafețe, cum era pe vremuri, cum se știa pe vremuri. Acum se pare că nu se transmite de pe suprafețe, conform ultimelor studii. Doamna, zice doamna Moldovan, nu, mai avem și noi studii, a zis OMS-ul că se transmite și... Și tot felul de încurcături de-astea de detaliu care duc la aceste tensiuni. Părinții sunt de două păreri, adică o părere ar fi că, domne, trebuie totuși un pic de protecție, chiar dacă ăștia la alții, cum domnule, să alerge cu masca la gură, dar în parc, dacă alegi, de exemplu, Răzvan, e scutit de a mai purta masca. Da? Da. Poți să alegi în parc fără masca. Mă rog. Înțeles. Sunt tot felul de discuții pe tema asta, dar se creează o tensiune foarte mare pentru că se apropie momentul în care București... Da, o să vină și cu alt argument. Dom'le, dacă înfumezi, ai voie să-ți dai masca. Copiii când fumează în pauză, nu? La școală, nu o fac fără. Bravo. Bun. Sau în toalete. Bun. Când fumează în toaletă și pun masca, nu. Iată, deci asta e clar o discriminare. Dar se apropie un moment important. De-aia există tensiunea asta între Câmpeanu și Voiculescu. Se apropie un moment important când Bucureștiul, cel puțin, va intra în următorul scenariu din cauza înmulțirii îmbolnăvirilor. Și atunci, acolo se va pune problema închiderii școlilor din nou. Și atunci, domnul Câmpeanu va zice, domne, nu vreau să se închidă școlile, domnul Voiculescu va zice, ba, trebuie, că uite-te care sunt cifrele, și de aici o fâșie despre care vorbește domnul Câmpeanu. Mă tem foarte tare ca acea fâșie îngustă între dreptul la educație și dreptul la sănătate să nu te transforme într-o falie. Depinde de noi să nu transformăm acest lucru într-o falie. Dar atâta vreme cât discuțiile se poartă cu argumente, iar concluziile se iau în timp util. Timp util însemnând trebuie să ajungem la un numitor înainte ca foarte multe orașe mari să intre în scenariul roșu, dacă se va păstra acest trend ascendent. Sigur că nu ne dorim lucrul ăsta, dar nici nu putem să excludem această ipoteză. Înseamnă că suntem în grafic. Câmpeanu a făcut precizări cu privire la portul măștii la orele de sport. Este în curs și această discuție. Deocamdată s-a stabilit și avem răspunsul Ministerului Sănătății, conform căruia pentru activitățile sportive care se desfășoară în aer liber, purtarea măștii este opțională, dar se recomandă păstrarea distanței de minimum un metru. Este deja un pas important. Ministrul Educației spune că este important să încercăm să reparăm ce au pierdut elevii în anul pandemiei și face demersuri pentru organizarea simulărilor. Vom promova în două zile ordinul de ministru pentru organizarea simulărilor pentru clasa 8-a și a 12-a. Ele vor începe pe data de 29 martie. Deci este foarte important, din punct de vedere al sistemului de educație, să putem să organizăm aceste simulări pentru a putea repara în timpul scurt rămas ceea ce putem repara și
știut, fiind faptul că pierderile au fost foarte mari pe parcursul acestui aproape un an deja de predare online. Sorin Câmpeanu a explicat și cum urmează să se desfășoare examenele de anul acesta. Examenele naționale, care sunt definitorii pentru viitorul oricărui tânăr și care se vor derula cu prezență fizică la datele stabilite. Este foarte dificil de decis varianta optimă, drept pentru care sunt discuții bazate pe argumente. Sunt absolut convins că vom ajunge într-un timp optim la un numitor comun. Vom vedea, apropo, cu numitorul ăsta comun, cum se calculează el, dar problema este că putem să mergem și în partea cealaltă, deci de la școală mergem la pensionari. Deci, că să știți că distanța pentru unii nu e atât de lungă, precum pare. Nu e o distanță atât de asupritoare. Mai degrabă, e din ce se micșorează. Eu, doamnă secretar de stat, acum la Ministerul de Interne, care la 35 de ani devenise chestor, adică avea grad asimilat celui de general, și la 42 s-a pensionat, că ce doamne iartă asta mai. A văzut că mareșal nu o face nimeni, mi-a zis, mă, chestor, sunt de la 35 de ani. Îți dai seama că a făcut-o de când era mic, abia terminase școala și au făcut-o chestor, o doamnă foarte competentă, a vrut-o ciolul și acum a acceptat-o domnul Câțu, că n-are ce să facă, ați văzut, domne, dacă mi s-a cerut. Și dânsa pensionară la 42 de anișori. Dar deci aici n-am reușit să înțeleg. Deci încă mai are atâta forță, atâta vigoare, atâta putere de muncă, dar s-a pensionat. Păi de ce te-ai pensionat, bre, dacă ești în forță? Adică logica pensionării e că, e domne, că te uzează atât de ai tare. Ai trecut pentru ești atât de uzat moral și a fost o presiune și vă dați seama, muncă, sub acoperire, nu putem să-l ținem pe om atâta. Te-ai dus în război, nu te mai pune la muncă și când te-ai întors. Că gata, ți-ai făcut dator. Da. Dânsa, îți dai seama ce merite deosebit avea pentru țară. Mă, dar cum o cheamă pensiunea asta? Doamna Chistor, da, nu știu. Ideea este că, la un moment dat, după un parcurs de uzură, ieși la pensie. Dar uite că, doamna, nu doar că a ieșit la pensie, dar se și întoarce în câmpul muncii. Păi asta vreau să spun eu. Deci, dânsa, ce mai caută la muncă dacă a simțit nevoia să se pensione? Irina Alexe. Doamna Irina Alexe de la Ministerul de Interne, o doamnă, cum să spun eu, nu protejată, dar ajutată de domnul Blaga de-a lungul timpului, că înțeleg că la solicitarea apăsată a domnului Vasile Blaga a fost ea transformată în general al Poliției Române, chestor, tamai chestor. Frumos. Deci la 42 de ani s-a pensionat pentru că probabil uzura a fost atât de mare încât a zis, bă, nu mai pot să rămân să muncesc. Gata, că am avut aproape 20 de ani de muncă, în care m-am dat tot ce am avut mai bun în mine. Și ce să vezi, după ce s-a pensionat la 40 de ani, stai că s-a adormit un pic și s-a trebuit, parcă aș mai putea să fac ceva. Dânsa, ia să mă duc demnitar. E o poză recentă, dânsa este pensionară în momentul de față, deci poate să-ți vorbească despre problema pensionarilor. S-a pensionat în 2016 la 42 de ani cu 13.000 de lei. Aia a fost prima ei pensie, 13.000 de lei la 42 de ani. Deci te gândești, dacă i-ai dat la 42 de ani 13.000 de lei ca pensie și ai spus gata, doamnă, gata că v-am ostenit prea mult, te gândești că îți dai seama cât de stoarsă de energie, de vlagă și de competențe și de capacități a fost. Dacă ai lăsat-o, doamnă, iartă-mă, să odihnească de la 42 de ani. Și tu o chemi înapoi? Păi dânsa e pensionară de câți ani e pensionară, bă, Radu? Dacă 2016 dă 5 ani pensionară. Las-o, doamne, iartă-mă, face. Acolo, da. Nu mai pune presiune pe ea. Sau, de fapt, pensionarea e un artificiu. E un artificiu pe care mai ciugulim niște bani. Chiar o să prezentăm niște documente în acest sens. Îmi pare rău că gândim așa astăzi. Și că prezentăm și argumente în favoarea unei astfel de gândit. Să vedeți cum ne prostesc unii că sunt magistrați ca să iază cu pensie specială și glumim, de fapt... Râdem, glumim în incintă, dar uite că avem un caz și la judecătorii de la Înalta Curte, șefa instanței supreme, judecătorii în alte curți de casație și justiție se pensionează la o vârstă la care pe plan mondial se consideră că abia dobândești înțelepciune. Deci se punea problema, dacă vă aduceți aminte, în momentul când erau, putem să spunem, erau niște gagicuțe, că erau și prezentabile, așa, ca, știi, când a venit Iohannis și a pus în funcție judecătorii, noi judecători. Și toată lumea se mira că erau foarte tineri, așa, adică te gândea, dom'le, trebuie să ai un pic de experiență de viață ca să poți să judeci niște aspecte care pot fi dificile. De legea prevede. Mă rog, legea prevede, nu contează. Sigur. Dar era o stare de mirare legată de tinerețea lor, știi, era un... Bă, dar pe de altă parte, uite-te și tu ce tinere sunt cele care ies la pensie, pentru că se punea atunci problema de experiență. Și când dobândesc experiența, îi scoate la pensie. Scoate la pensie. Păi judecătorii tocmai atunci devin importanți, când au căpătat o experiență. Ăsta e și punctul de vedere al doamnei Corina Corbu, președintele în alte curs de casație și justiție, care astăzi, la bilanțul de activitate pe 2020, în prezența președintelui Klaus Iohannis,
a făcut câteva precizări absolut decente, de bun simț și care cred că sunt în mintea oricărui om care analizează pertinent sistemul de justiție. Și spune doamna Corina Corbu în felul următor. Calitatea de judecător la înalta curte nu este o poziție comodă. Încărcătura psihoemoțională, necesitatea păstrării în permanența celui mai înalt nivel de pregătire profesională, acceptarea posibilității exprimării unei poziții critice, uneori vehemente, în spațiul public, sunt inerente acestei înalte demnități. Doamnă, cu amendamentul că atunci când au venit niște poziții critice, uneori vehemente, în spațiul public, ne-a zis CSM-ul că depășim limitele libertății de exprimare. Deci nu știu cât de mult vă deranjează și nici cel mai înalt grad de pregătire profesională, dacă ne uităm la niște decizii mai vechi ale înaltei curți, eu nu știu unde i-ați găsit pe toți. Dar nu despre asta vorbim. Da. Aș dori să fac o mențiune specială cu referire la activitatea judecătorilor care s-au pensionat în anul 2020, la începutul acestui an. Au fost mulți, le vom simți lipsa. Deși ne bucurăm pentru că intră într-o perioadă mai liniștită a vieții lor. Poate face și o petrecere ca la jandarmerie dacă e așa o perioadă mai liniștită și mai lungă. Da. Că pe mulți dintre ei așteaptă mai multă viață în față decât au trăit deja. Dacă se pensionează de vreme, viața multora abia acum începe, de la pensie. Deci, deși ne bucurăm pentru că intră într-o perioadă mai liniștită a vieților, și lungă, aș putea spune eu, problema pensionării judecătorilor instanței supreme rămâne pentru mine un motiv de tristețe, pac, întrucât pierde mult prea devreme contribuția unor oameni extrem de valoroși. În alta curte pierde judecători prin pensionare la vârsta la care, pe plan mondial, se consideră că abia dobândești înțelepciune și raționament juridic. Dar nu e prin pensionare, Răzvan. Termenul de specialitate este prin nesimțire. De ce? Frustul așa mi-a venit în minte. În doar 5 minute ai folosit două cuvinte pentru care ar trebui să zbier sancțiune limbaj. Nu, atenție. Le-ai făcut gagicuțe pe niște doamne magistrați și acum nesimțire. Stai-mă un pic să explică. Păi explică, te rog. Nu mie. Că nici nu simțim această pierdere a acestor judecători, nesimțire, adică prin nesimțire, adică nu simțim această pierdere, că vin din urmă alții care vin să surmonteze. Asta vreau să zic, ca să se înțeleagă mai clar. Pe nesimțite, adică? Pe nesimțite. Păi ăsta era cuvântul. Pe nesimțitelea, mă rog, sau pe nesimțite. Bun, hai să vedem această poză, Răzvan, care mi tot apare, nu știu unde apare, această știre pe B1, nici nu contează știrea, e pe B1.ro, această știre care este ilustrată cu această fotografie. Uite-te, poftim. Toată mi apare, de când am început emisiunea, în tot apare această poză cu care se ilustrează o știre pe B1.ro. Apropo, uite, să arătăm cum arată un pensionar, mă, Răzvane. Că așa arată, mă gândesc că așa trebuie să arată un om care merge la pensie. Care a trecut 91, până... da, nu? Nu, 91 de ani, da. Așa. Da. Bine, luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem cu celebra emisiune. Bună România și nu numai. Pe care o ampalam înainte de publicitate legată de doamna care, deși pensionată, a fost adusă în Ministerul de Interne de domnul Cioloș, că e nevoie de ea, deși e obosită de atâta muncă, a fost readusă în cadrul, ceea ce, ok, poate e foarte bine. Dom'le, vine domnul Bode și vorbește despre chestiunea aceasta. Domnul Bode, practic, ministrul de interne, vine și vorbește despre această chestiune. El având o subordine, pe o doamnă, care exact lucrul acesta îl face. Ia să spun. Ministrul de Interne a vorbit despre deficitul de personal din cadrul instituției pe care o coordonează. Doar în ultimii 5 ani au plecat în pensie peste 30.000 de angajați din structurile MAI. Au plecat conform reglementărilor legale în vigoare. De aceea trebuie să gândim un sistem de gestionare a carierei. Ministrul de Interne a afirmat că își propune aducerea în sistem a unor oameni bine pregătiți, cu experiență și eliminarea împuternicirii pe funcție. Bode anunță că va propune guvernului organizarea de concursuri pe funcții. Propunerea cu care voi merge în fața guvernului este de a organiza concursuri de sus până jos, de la Poliția Capitalei până la ultimul inspectorat, să-i selectăm pe baza unor concursuri transparent organizate și să avem stabilitate pe funcții, a mai afirmat Bode. Declarațiile sale vin la unison cu cele ale specialiștilor, care cer mai mulți polițiști cu experiență pe teren. Deci au ieșit foarte mulți polițiști cu multă experiență la pensie, momiți cu pensii mai mari și așa mai departe. Ar trebui să se dea un ordin să nu iasă nimeni la pensie din poliție decât la 55 de ani. Eu am și la termen. Pentru că nu poți să lași descoperit un sistem. Se învață o meserie din asta de negociator în 10 ani. După aia este expert. Și vă dați seama că acești oameni au puține dispozitive, au puțini oameni în sistem, pentru că n-au mai scut încadrări. Pensionări, da, da.
Da, sunt foarte puțini oameni, sigur că e puțin destul oameni, de... Da, bine că sunt de calitate, măcar. Răzvan, e destul de oximoronic, așa, ca să folosesc un termen care în România TV ar produce mari pagube. Așa? Că tu să vii să pledezi în favoarea ideii că, domnule, nu trebuie pensionați așa oamenii una, două, având o angajată care s-a pensionat una, două. Bine, dacă tot revenim în mod recurent la doamna Irina Alexe... E un exemplu. E un exemplu foarte bun. Caz real. Caz real. Povestea adevărată, avem imagine. Deci dânsa la 35 de ani a devenit chestor general, da, 42 s-a pensionat. Dânsa nu este singurul astfel de personaj din România. Este unul extrem de vizibil, în schimb, pentru că s-a întors la minister. Da. S-a întors la minister. Și eu te întreb, care este motivul pentru care poți pensiona pe cineva la 42 de ani în condițiile în care n-a lucrat muncă grea, sub acoperire, într-un clan interlopă care l-a destructurat și la 42 de ani a zis, băi, lasă-mă, dormeam cu pistolul sub pernă fiecare noapte de frica mafioților, cred că e momentul. Și atunci, da, ca pe un veteran, îl lași la vatră, lasă-l, domne, în pace, nu mai trage de el, ce vrei să-ți mai completeze hârtia acum? Omul și-a pus viața. Care e motiv? Eu nu știu, domnul Irina Alexe, cum și-a pus viața în pericol? Și alții ca dânsa. Nu înțeleg cum ajung ei la 35 de ani general. Nu înțeleg cum se pensionează la 42 de ani dacă nu știu să fi trecut prin o misiune operativă. Să fi avut ceva care într-adevăr să le pună viața. Pentru că există polițiști, Berbeceanu a condus BCCU. Ok, era într-o zonă de risc. Era într-o zonă de stres. Era amenințat. Vorbind după ora 19 sau de la ora 19, vorbim despre ce se petrece în capital în acest moment, pentru că s-ar putea să avem nevoie de o nouă instituție pe lângă Poliția Română, care să ne apere de Poliția Română. Da. Și vom veni cu detalii spectaculoase. Toată lumea știe cazul celor două persoane torturate, susțin procurorii, de angajații, lucrătorii din poliție de la secția 16 București. După ora 19. Vom veni cu noi informații, nici nu vă imaginați ce este acolo. Revenind la Ministerul de Interne. Da. Dom'le, tu accepti astfel de pensiuni? Schimbă, doamne, iartă-mă, legea! Răzvan, tu schimbă pui problema legea. De a-ți pune viața schimbă în schimbă la judecători legea, schimbă la procurori legea, schimbă la polițiști legea. Tu îți pui problema schimbă de a schimbă pune... legea CCR ca să nu mai poată bloca o mână de politicieni sub acoperire orice fel de reformă în sistem? Tu îți pui problema de a pune o viața în pericol. Și eu mă uitam, de exemplu, că o țară întreagă ne uitam la cazul Onești, unde s-a reușit să nu se pună viața în pericol niciunui polițist. A fost foarte, că venea la un moment dat să faci ceva, doamne iartă-mă. Îți venea să cobori de pe balconul de sus, adică sunt o felul de lucruri care, de soluții care bat la ochi, adică e ceva ce mintea imediat poate să perceapă ca soluție. Și la nivel de reformă la acolo... Ministerul de Interne, că tot dacă să ne luăm un pic și de Ministerul de Interne. Am înțeles că domnul Vela a fost ocupat cu pandemia, a avut o grămadă de treabă. I-a mâncat tot timpul această pandemie domnului Vela. Da, de la finele anului trecut, de ultimele luni, n-au mai fost chiar așa de intense. Adică de când n-a mai cântat poliția pe Deșteaptă-te Române pe străzi, să știți că lucrurile s-au mai relaxat în ceea ce privește activitatea Ministerului de Interne sub aspectul pandemiei. Și singura reformă, asta discutam și ieri cu premierul Florin Câțu, recolantarea mașinilor de poliție. Nu, e important. Eu am menționat, aduceam că am și spus. Da, domnule, da, foarte important. Verde cu albastru, așa trebuie să le faci. În rest, absolut nimic. Domnul Bode, acum. Absolut nimic, sigur, o să spui, are puțin timp la dispoziție. Tu puneai întrebarea ieri și spun sincer, ieri când ai pus această întrebare domnului premier și domnul premier începuse, da, trebuie să înceapă o reformă. Trebuie să facem o reformă. Mă luase un căscat, îți zic sincer, mă luase un căscat, pentru că pare o situație de asta pe care o spui, o vorbești, e evident că trebuie să se întâmple, dar discuția în sine pare, e clar pentru toată lumea că nu se întâmplă, nu se va întâmpla nimic. Dom'le, dar reforme făcea și Petre Roman dacă îl întrebai. Dar toți vin și spun, domnule, trebuie neapărat o reformă, da. Bun, apropo de asta, aici ce se întâmplă reformatare, forțele reformiste, cum sunt ele denumite, care au venit acum la putere, domnul Câțu, domnul Bode, uite, cu tare. Ia, la Onești acolo s-au dus și vor face și vor drege. Uite, domnul a ieșit, domnul Bode și v-a spus că nu va tolera așa ceva. Așa ceva nu există. La comanda Inspectoratului de Poliție a județului Bacău se afla adjunctul unității care s-a deplasat cu întârziere la fața locului, minimizând importanța evenimentului. Cu toate că autorul a amenințat de mai multe ori că va comite fapte de violență, nu au fost dispuse măsuri legale în acest sens. În contextul apelurilor repetate la 112 ale autorului, precum și al riscurilor existente, conducerea Inspectoratului de Poliție al județului Bacău
nu a valorificat în întregime toate datele și nu a informat complet și corect eșalonul superior pentru a se aloca resurse multiple. Lucian Bode a vorbit și despre cum autoritățile nu au reușit să comunice eficient cu agresorul. De asemenea, nu au fost folosite la capacitate resursele informative și datele din sursele deschise. În desfășurarea evenimentelor, comunicarea cu autorul înainte de sosirea negociatorului a fost una defectuoasă, ceea ce a contribuit la sporirea stării de irascibilitate a agresorului. Măsurile dispuse la fața locului au fost deficitare, neacționându-se corespunzător în sensul izolării soției autorului și limitării posibilității agresorului de a avea acces la anumite informații, aspect care a îngreunat intervenția. Astfel, Bode a luat decizia de a schimba toată conducerea poliției din Bacău. Înlocuirea din conducerea Inspectoratului de Poliție al județului Bacău, a inspectorului șef și a adjunctului acesteia. Înlocuirea din conducerea Poliției Municipiului Onești, a șefului poliției și a adjunctului acesteia. Celor patru ofițeri urmează să li se stabilească alte atribuții. Prezent în platoul B1 TV, Florin Câțu a vorbit despre necesitatea reformelor în sistemul de poliție. Trebuie să fie o reformă, dar asta trebuie să fie discuție cu ministrul respectiv. Să vedem care sunt planurile și unde vrem să ducem această instituție. Eu m-am spus că vreau să fac o reformă a statului din temelii, în toate cotloanele sale. Eu mă aduc aminte în aceste zile de protestul polițiștilor. Da? Da. În stradă, toți supărați. Nu i-am mai văzut în aceste zile să spună ceva de cazul la Onești. Da, l-am completat pe domnul premier. Că unii totuși au spus și ulterior, sindicatul Europol. Unii au mai zis. S-a poziționat și ulterior protestelor criticând sistemul. Ascult pe domnul Bode. Da. Anunță domnul Bode. Va fi schimbată conducerea. Vin alte persoane. Celor prezenți li se vor atribui alte sarcini. Nu știu. Așa, și ce? Circuitul apei în natură. Cu cine vine domnul Bode acolo? Cine sunt cei care vin și ce? Unde e o problemă la nivel de resursă umană? Unde se duc cei care pleacă? Deci asta mă interesează. Cine știe ce? Adică îi tot plimbă așa. Da. Deci, niciunul dintre ei, niciunul dintre oficialii ăștia cu putere de decizie astăzi, că mâine nu știm ce va fi, nu vorbește despre cum să spun eu, planurile pe termen mediu și lung. Deci i-am schimbat, va veni altcineva, ei se vor ocupa de altceva. Nu, aici problema e de sistem, nu funcționează poliția română. Pe mine, Răzvan, mă interesează și oamenii. Adică e o chestiune și oamenii. De oameni. Mă interesează să plătească și punctual, nu doar așa, la nivel de sistem, domnule. Sistemul, asta, în general, îngroapă vinovăția. Asta e o răzbunare meschină. Ia tăia jumate de salariu, da. Nu, la dat afară. Asta e un lucru bun. Nu-i vine nimeni. Băi, deci situația derizorie în care se află România este foarte bine povestită. Nu există o poză care să povestească mai bine situația de derizorat în care ne aflăm ca poza aceasta pe care o vom da acum pe ecran. Mă, nu se poate ceea ce s-a întâmplat la Onești acolo. Da. E o situație atât de ridicolă încât nici nu poate fi povestită. Dacă povestești cuiva, deci e ceva ce ar fi trebuit să fie o știre la B1, așa într-un calup de mai multe știri. Adică, domnule, un pensionar a luat... un pensionar a luat un muncitor sau doi muncitori, i-a luat drept ostate și îi ținea cu un cuțit. Mă, această problemă se poate rezolva, nu știu, ori a venit de sus, de la forțele speciale, că s-a tot vorbit, nu vreau să intru și eu pe zona asta de specialitate, împușcat pe balcon, e o chestie, mă rog, tot felul de mecanisme care se pot, în toată lumea asta. Deci e o chestie care ar fi trebuit rezolvată în 5 minute și ar fi trebuit să fie o știre a treia, nici măcar prima. Rezolvarea acestei crize generată de acești doi oameni. Bă, suntem într-o stare de ridicol. Ăștia doi oameni au pus într-o situație ridicolă poliția și, mă rog, toate instituțiile din zonă ale României. Știi, bagă cu țară de așa, atentate de așa, cam la ăsta e nivelul României. Deci, noi suntem țara în care un atentat pe care unii voiau să-l considerăm terorist a fost realizat și s-a sfârșit tragic după ce a fost pus la cale de doi pensionari. Neînarmați. Un pensionar cu un cuțit și mulți nervi, da, n-a putut fi oprit din a ucide două persoane de poliția română. M-a lăsat spuza că este nicicativă. Să vedem pe cine n-a putut să oprească în timp util poliția română. Cu cât se vorbește mai mult și vedeți că la televiziune, pe bună, de toate se vorbește despre acest subiect, cu cât se vorbește mai mult despre acest subiect, cu atât...
situația e mai ridicolă. Deci imaginați-vă dacă România ar fi avut un alt context geopolitic sau o altă așezare pe harta Europei și am fi fost în situația tragică de a ne confrunta cu atentate plănuite de grupări teroriste profesioniste, care din asta trăiesc și din asta și mor multe dintre ele. Deci cu oameni instruiți, da? Cu trupele speciale ale terorii. Dacă ne-am fi confruntat cu așa ceva, ce s-ar fi întâmplat? Pentru că în România noi am avut mai mulți teroriști. Am avut o doamnă care se radicalizase până Arad la un moment dat pentru că stătuse foarte mult pe net cu pandemia asta și ce dracului să faci, te mai și radicalizezi. Și au deșins în forță, au prins-o pentru că avea niște postări dubioase. Am avut în urmă cu 10-15 ani, nu mai știu când, Doamne iartă-mă, un terorist în Șlapi la Timișoara care trăgea o butelie de gaz după el și s-a intervenit în forță. Și l-am avut pe Omar Haisam în acea combinație dubioasă, încălcită cu politică, cu business, cu teroare, cu, mă rog, o chestie extrem de dubioasă, de stranie, dubioasă, elucidată. Și cam atât am avut, da, sub aspect de terorism. În schimb, îi avem pe oamenii aceștia care au pus în curcătură... Și niște unguri, până Ardeal, da, cu niște, da, pognitori. Bun. Care aveau de gând să folosească niște pognitori mai mari de 1 decembrie. Cam asta. Și atât îl avem pe acest om, acest pensionar, a ajuns la capătul răbdării. Dacă îi ascultați povestea, poate găsi și o urmă de rațiune, dar nimic care să justifice, bineînțeles, aceste fapte. Având o complice pe soția sa și dânsa pensionară, și când spun pensionar, nu mă gândesc la pensionarii din Ministerul de Interne de la 42 de ani, nici la cei din Ministerul Justiției, Ministerul Public, mă refer la pensionari de ăștia. Deci noi cu așa ceva, când vedeți toată desfășurarea asta de forțe pe toate televiziunile legate, care de dat peste cap poliția română, legate de acest subiect, există o desfășurare de forțe cu tot felul de specialiști, ăștia retrași sunt cei mai abili în a povesti ce trebuia să se întâmple, dacă eram noi, dacă eram noi ce făceam. Deci e o încărcătură întreagă de discuție pe tema aceasta, generată de doi oameni absolut mediocri ca viață, ca aparență, ca fel de a fi. Fără ăștia, nicio pregătire. Fără și nicio întrebarea pregătire e, dacă oamenii ăștia fără nicio pregătire au fost misiune imposibilă pentru poliția română, nu înseamnă că și poliția română n-are niciun fel de pregătire? Și vedem exact la ce sunt buni polițiștii din România, mai exact 8 dintre aceștia, după o scurtă pauză de publicitate, dezvăluiri incredibile.